Cu o victorie astăzi, Botai s-a turdat și asigură locul 4 în campionatul Ligii Naționale la finalul sezonului regulat și implicit 4 puncte în grupa din play-off. Adversarul de astăzi este unul extrem, extrem de incomod din Naur Baia Mare, echipa care dă golgheterul Ligii Zimbilor, Alexandru Cepreghi. Noi suntem Florin Crișan și Cosmin Sălăgean și sperăm că împreună să vă oferim o nouă victorie a formației turdene. Să vă prezint și cele două echipe. Începem, bineînțeles, cu oaspeții. Numărul 1, Adrian Țenghea, fostul jucător al Potaisei Turda. Numărul 3, Robert Naud. 4, Eric Pop. 6, Tudor Botea. 7, Andrei Popescu. 8, Paul Oargă. 10, Iuri Pop. 13, Petrac Vujadinović. Numărul 17, Georgel Haiduc. 19, Beniamin Sabo. 20, Tudor Marta. 24, Voislav Braiovici. 28, Alexandru Cepreghi. 31, Leonard Ștefan. 55, Albert Cristescu. Și cu numărul 85, Alexander Marhelau. Antrenor principal, Raul Fotonea. Antrenor secund, Alexandru Sabou. Masseur, Flavius Nistor. De partea cealaltă, Potaisa Turda, trei portari: Dragoș Fleșer, Răzvan Țopca și Ionuț Irimuș. Marius Seche, Dragoș Iancu, Alexandru Laslo, Lucian Ignat, Daniel Pop, Teodor Pințoiu, Răzvan Pavel, Roland Talmaier, Huba Talaș, Cristi Ghiță, Gică Cântec și capitanul echipei în absența lui Nena Țavici, Radu Lazăr. Antrenor principal, Horațiu Gal, președinte Flaviu Săseac, medic Flaviu Curcezan, masseur Ionuț Mercean. Arbitrii sunt din Târgu Mureș, Adrian Nacu și Adrian Rucoi, observator din Bistrița Năsăud, domnul Ioan Aldică. Au accelerat la momentul potrivit jucătorii celor de la Minaur. Ghiță, Lazăr, pasă greșită, însă a fost faultat de Petrac Vujadinović. Un sârb născut la Vârbas, aproape de granița cu România, aproape de Moravița, localitatea unde a fost, unde este Petrac Vujadinović. A mai jucat în România pe la Constanța, Steaua, CSM București și Reșița, a jucat și în Serbia la Voivodina, Novi Sad și Partizan Belgrad. Crescut la echipa orașului natal, Pițoiu. Ghiță, aproape de o recuperare, Vujadinović. Seche, Ghiță, aruncă în transversală. Aruncări foarte, foarte puternice ale lui Cristi Ghiță. Seche, Pințoiu la 9 metri, îl angajează excelent pe Talaș, aruncă și înscrie Talaș și un cartonaș galben pentru Iuri Pop. A intrat și Cântec pe postul de inter stânga. Talmaier, zonă centrală, Cântec la 9 metri. Se duce pe pătrundere Cântec, blocat de Robert Nod. Cântec, Seche la 9 metri, aruncă Seche, minge deviată de blocaj și e gol înscris în inferioritate numerică pentru Turda. Atacau în 6 oameni turdenii. A scos portarul la faza precedentă Horațiu Gal. Iată intră acum și Leonard Ștefan și Cepreghi. Albert Cristescu rămâne pivot. Se duce acum Leonard Ștefan. Excelentă fază creată acum de Cepreghi. 10 la 10, minutul 16. Se reia partida. Doi pivoți acum pe atac pentru Minaur. Robert Nod și Albert Cristescu. Cepreghi, zonă centrală, se înalță, aruncă, excelență, din nou intervine Ionuț Irimuș. Poarta era goală. Să reușește să se replieze Marchelau, acum aruncă și scrie Dragoș Iancu. Din nou acțiune cu pivotul și e forțare la Cristescu, excelent a stat Lucian Ignat. Seche, Cântec,
Țerche de pe picioare, aruncă și înscrie și sunt 3 goluri între Potaisa și Minaur. 16-13. A fost un timeout care mai degrabă a ajutat Tur, dar 2 goluri consecutive după timeout-ul celor de la Minaur. Pe 11 și pe 14 aprilie va avea loc dubla cu Lituania din preliminariile europeanului din 2020. Primul meci la Târgoviște, al doilea în Lituania. Turda reprezentată de Marius Söke și Roland Thalmayr. Daniel Pop este la lotul B. Iancu apără însă Marchelau. De partea cealaltă Minaur. A fost convocat Călin Călbuț, cel care nu se află pe foaia de joc la această partidă, pentru lotul A. Iar la lotul B vor fi Tudor Botea și Robert Nogi. Alexandru Cepreghi nu a fost convocat pentru dubla cu Lituania. România, ultimul loc în grupă cu 0 puncte după 2 partide, înfrângere 21-13 în Portugalia și o înfrângere contra Franței, multipla campioană mondială. Meci pierdut de tricolor la Cluj. Cântec pentru Ghiță. Söke trebuie șteaț însă suprafața de joc. Acum fluiră cei doi arbitri. Trei goluri avans și atacul pentru Turda. Minutul 25. Ghiță, Cântec la 9 metri, pasă pentru extremă la Lucian Ignat, care aruncă și înscrie. Fază simplă. Se extinde eficientă. Cepreghi de la distanță, însă din nou Irimuș închide poarta. Thalmayr aruncă și sunt 5 goluri între Potaisa și Minaur, 18-13. A doua eliminare în echipa Potaisei în această partidă. Prima în contul lui Roland Thalmayr. Mâine Turda News va transmite în format live text partida dintre Sticlareșul Turda și Avântul Reghin, meci care contează pentru seria 5 a ligii a 3-a. Aruncă pe lângă poartă Tudor Marta. În aceeași seria 5 a ligii a 3-a volează și Minaur Baia Mare, echipa de fotbal. Locul 3 pentru Minaur în Liga a 3-a. Se luptă la promovare cu ACS Comuna Recea și Csíkszereda Miercurea Ciuc. Söke pentru Ignat. Ghiță. Excelent blocat Ghiță de Iuri Pop. Turda cu poarta goală. Pințoiu pasă pentru Ignat, puțin cam înaltă. Söke de pe picioare, direct în vinclu. Cel mai frumos gol al partidei reușit de Marius Söke. Omul care și-a făcut loc în echipa lui Manuel Montoya alături de Roland Thalmayr pentru dubla cu Lituania, 11 și 14 aprilie în direct pe TVR. Vor fi meciurile cu Balticii. Prima confruntare la Târgoviște. Înscrie Tudor Marta. Se rea jocul, Laszlo alunecă. Laszlo reușește să adunce la poartă, însă mingea este blocată de Marchelau. Cepreghi pentru Robert Nogi. Întoarce la Cepreghi.
Blocat de Pavel. 9 metri. Popescu așează atacul Baia Mare. 5-1 pe defensivă Turda. Turda, Dragoșan cu ceva mai avansat. Botea, Cepreghi. Se apără excelent, să cântec Dalmaier pentru Pavel, contraatac față-față cu Matchelau. Pavel aruncă, blochează Matchelau, recuperează Laszlo. Feta lui Laszlo aruncă și din nou Matchelau închide poarta. Rămâne întins Matchelau și primește aplauzele publicului din Turda. Între timp, Dragoș Iancu reușește excelent să se apere. Aplauze la scenă deschisă pentru cele două echipe. Întreaga parte a publicului din zona lui Marchelau s-a ridicat în picioare și l-a aplaudat pe portarul celor de la Minaur. Laszlo, Dalmaier la 9 metri, aruncă Dalmaier și scrie. Și cele 3 puncte rămân la Turda, locul 4 și 4 puncte în economia play-off-ului, 7 metri cu eliminare acum la Pavel. Raul Fotone îl trimite pe Eric Pop. 17 ani, față în față cu Ionuț Irimuș, un portar în vârstă de 32 de ani. Trebuie dată încredere tinerilor. Aruncă și scrie Eric Pop. Și Minaur și Turda, două echipe care se bazează pe tineri. Se duce autorul ultimului gol direct lângă Cristi Ghiță. Marta se duce la cântec, aceeași apărare avansată. Însă sunt 4 goluri și 51 de secunde. Laszlo merită și el un gol. Pasă pentru Dalmaier, blocat de Cepreghi. Se întrerupe cronometrul. Și sunt 2 minute de eliminare pentru Robert Nori, 2 minute și pentru Dalmaier. Dublă eliminare, Dalmaier și Nod. Nemulțumit Flaviu Susiac de decizia arbitrilor. A doua eliminare a lui Dalmaier, însă nu mai contează. Sunt 4 goluri avans. Laszlo, Iancu. Meci bun, făcut și de Dragoș Iancu, având în vedere absența lui Savic, accidentarea lui Talaș. Gol marcat de Gică Cântec, 34-29. Poarta goală la Minaur, Cepreghi pe extremă. Însă din nou Irimuș își completează meciul perfect. Și aici se încheie partida dintre Potaisa Turda și Minaur Baia Mare, 34-29. Meci excelent făcut de Turda. Omul meciului fără discuție Ionuț Irimuș. Cu această victorie Turda își asigură locul 4 în Liga Zimbrilor, implicit 4 puncte în grupa de play-off. Cel mai probabil Turda va evolua într-o grupă cu CSM București, Steaua București și Focșani. Totul depinde însă de rezultatele din ultima etapă. Cert e că Turda va porni cu 4 puncte. Minaur rămâne pe locul al 9-lea. Noi vom continua să fim alături de sportul turdean aici pe Turda News, în cazul în care TVR nu va transmite partidele tuții din play-off. Cu siguranță acestea vor fi în direct la Turda News. Noi suntem Florin Crișan și Cosmin Sălăgean, alături de Gelu Florea. Vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit și astăzi.
un sfârșit de săptămână perfect tuturor. La revedere!